Elevii și profesorii sărbătoresc Ziua Internațională a Educației. În județele Brăila, Giurgiu și în capitală este zi liberă, în timp ce în celelalte județe nu se fac cursuri, dar se organizează manifestări specifice destinate evenimentului. În acest an, Ziua Internațională a Educației se serbează pentru prima dată în cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care garantează o educație de calitate. După anii 90, în sistemul de educație nu s-au investit bani. Și atunci educația a rămas în starea în care este astăzi, este doar rezultatul acestui început prost. Încercăm să ne inspirăm după standardele din afară. Știu că în anumite țări din străinătate se poate studia de pe tablete. Educația este foarte importantă pentru viitorul unei societăți, pentru noile generații. Dascălii trebuie să ajutați și susținuți în demersul lor de a educa viitoarea generație a acestei țări. Cadrul de acțiune Educație 2030 subliniază faptul că profesorii sunt indispensabili unei educații echitabile și de calitate, astfel încât aceștia trebuie să fie recrutați și remunerați în mod adecvat, să fie motivați să beneficieze de o formare profesională satisfăcătoare și să fie susținuți și dotați cu resurse suficiente. În același timp, în 2017, de Ziua Educației, se marchează 51 de ani de la adoptarea recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la statutul cadrelor didactice.